și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Copiii s-au distrat pe cinste ieri de ziua lor la Focșani. Primăria Municipiului și Consiliul Județean Vrancea au organizat o serie de acțiuni dedicate special celor mici. Acțiunile dedicate celor mici au fost deschise de către primarul copiilor. Vreau să urez copiilor din Municipiul Focșani și din împrejurim să fie fericiți, să se joace mult și să-și asculte părinții. Declar deschise manifestările pentru zilele copilului. În cadrul acțiunilor dedicate copiilor a avut loc și festivitatea de premiere a concursului de muzică ușoară Florile Dragostei. Anul acesta, juriul a fost pus în situația să acorde trofeul la doi concurenți. Marele premiu al festivalului se acordă ex aequo, la egalitate. A fost egalitate la sutime, vreau să vă spun. Și va trebui să îl multiplicăm pe cățelul Țelu, să-l clonăm, astfel încât fiecare din cei doi premianți să plece acasă cu câte un cățel. Prin urmare, premiul ex aequo, marele premiu și trofeul se acordă Oanei Amalia Ulian, 15 ani, din Panciu. Oana, celălalt mare trofeu și mare premiu se acordă grupului Energy, Ana Maria Istudor și Mihai Pratosin. Și-a primit chemarea sa, a primit și loc în galaxie, viață ea mi-a dat și drum de urmat. Doamne, cânte, Doamne, vezi, să port credința. Copiii prezenți în Piața Unirii și în Grădina Publică au primit daruri din partea organizatorilor. Ce-ți dorești tu de 1 iunie? Sănătate, să fiu alături de părinți și de o jucărie, nu contează. Tu știi ce zi este astăzi? Da, ziua copilului. Și ce-ți dorești tu de ziua copilului? O păpușică. Și altceva? Dulce. Și celorlalți copii ce le dorești tu? La mulți ani. E 1 iunie. Ce sărbătorim de 1 iunie? Ziua copiilor. Ce-ți dorești tu de ziua copilului? Îmi doresc să fie pentru toată lumea minunat. În grădina publică a fost organizată și o competiție de șah. Ce faci tu aici? Șah. Și-ți place șah? Da. De ce? Pentru că mă liniștește. Tu știi ce zi este astăzi? Da, e ziua copilului. Și ce-ți dorești tu de ziua copilului? Eu îmi doresc jucării. Joc șah. Îți place șah? Da. De ce? Pentru că așa se joc, joc de concentrare, mă concentrez și îmi place. Îi sfătuiești și pe ceilalți copii să încerce să joace șah? Da. Ce-ți dorești tu de 1 iunie? Tot felul de lucruri. Adică? Nu mai dorim mașini și alte chestii. Ție de ce îți place șahul? Pentru că e de minte. E un joc al minții. Da. Cine te-a învățat pe tine să joci șah? Tata și mama. Îi sfătuiești și pe ceilalți copii să joace? Da. Ce-ți dorești tu de 1 iunie? Îmi doresc să fie familia mea sănătoasă.
Tot în Piața Unirii au fost organizate și competiții sportive. După amiază, copiii prezenți au avut parte de multe surprize puse la cale de Consiliul Județean Vrancea. Trupa pe catalige, face painting și caricaturi, karaoke, jocuri și concursuri, baloane modelabile și clownerie. Două spectacole de teatru cu actorii Teatrului Țăndărică din București, spectacol cu magicieni. Seara s-a încheiat cu un spectacol de zile mari, Mateo, Analesco și Pepe. Ziua Internațională a Copilului a fost sărbătorită și în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea. Copiii au admirat autospecialele și au avut ocazia să stingă incendii imaginare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea a organizat ieri Ziua Porților Deschise, prilej cu care copiii, dar și însoțitorii acestora, au asistat la prezentarea autospecialelor de intervenție din dotarea inspectoratului, au putut vedea cum se stinge un incendiu și cum se acordă primul ajutor medical, precum și la demonstrații privind modul de funcționare al echipamentului de descarcerare. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a organizat astăzi Ziua Porților Deschise. Ne-am bucurat de un număr mare de copii, însoțiți de părinți și rude, care au dorit să ne viziteze. Cu această ocazie am expus autospecialele pe care le utilizăm pentru stingerea incendiilor, pentru descarcerare, cât și ambulanțele SMURD. De asemenea, au fost expuse accesoriile specifice aflate în dotarea echipei de scafandri și în dotarea echipei pirotehnice. Totodată am distribuit pliante informative cu tipurile de risc care se manifestă în județul nostru și mai ales cu măsurile și recomandările specifice de comportare în funcție de aceste situații de urgență care se pot crea. De asemenea, copiii au fost încântați de standurile expuse cu accesorii specifice utilizate de echipajul de scafandri, echipajul canin și echipa pirotehnică. Totodată, copiii au urcat la volanul autospecialelor, în barca pneumatică și au aflat mai multe detalii despre cine sunt pompierii și care sunt misiunile lor. Ce ai văzut tu frumos acolo? Furtunul. Și la ce crezi tu că se folosește furtunul? La stins incendiile. Ce crezi tu că mai face un pompier? Salvează oameni? Și atâta, cred. Ce ți-a plăcut ție aici? Mașinile. La ce crezi tu că face un pompier? Salvează oameni. Sunt de la grădinița Mircești. Și astăzi am venit să vedem pompierii în misiune. Ce ți-a plăcut ție astăzi aici? Mașina de pompieri. Ce crezi tu că face un pompier? Salvează oameni. Și stânge incendiuri și focuri. Cu ocazia zilei de 1 iunie s-au deschis porțile tuturor subunităților de pompieri din județ, astfel că și în localitățile Adjud, Panciu și Vidra, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență i-au așteptat pe toți cei care au dorit să învețe lucruri utile despre prevenire, protecție și intervenție în situații de urgență. Cu acest prilej au fost distribuite pliante informative cu recomandări de comportare în diferite situații de urgență. Rezultatele nu tocmai bune de la alegerile europarlamentare de pe 25 mai obținute de Partidul Național Liberal, în special în Focșani, au ascuțit săbile între liderii liberali. Deputatul Laurențiu Țigăieru Roșca susține că Nini Săpunaru ar fi trebuit să-și dea demisia de onoare și reclamă aranjamente cu Partidul Social Democrat în Consiliul Județean, în vreme ce deputatul Nini Săpunaru îi arată colegului său scorul slab pe care l-a obținut în colegiul său. Rezultatele sub așteptări de la europarlamentare au dus la o dispută între președintele PNL Focșan, deputatul Laurențiu Țigăieru Roșca, și președintele PNL Vrancea, Nini Săpunaru. În urma rezultatelor, biroul organizației PNL Focșan a fost dizolvat și Nini Săpunaru a preluat conducerea interimară a PNL Focșan. Ca un gest de onoare, luni dimineață, imediat după alegeri, mi-am prezentat demisia de onoare din biroul județean. Demisia de onoare este un act politic care trebuie judecat nu ca o retragere din viața politică, ci trebuie judecat ca un nou început. Orice om politic, după un rezultat care nu a fost conform așteptărilor, trebuie să verifice dacă mai are încrederea organizației din care face parte. Și atunci se depune o demisie, iar la următorul tur de alegeri sau când este cazul, se reconfirmă eventuala încredere în persoana respectivă. Asta a fost gestul pe care eu l-am făcut și în continuare
mi l-am susținut chiar și ieri în cadrul biroului județean teritorial Vrancea al Partidului Național Liberal. Eu aș fi foarte atent și recomand colegilor mei din Partidul Național Liberal la Vrancea să fie foarte atent, foarte atenți cu gesturile politice care le vor face, de apropiere sau înțelegerile care le vor face cu Partidul Social Democrat, pentru că ar trebui să uite bine la acest tabel și să vadă că oamenii au sancționat maniera în care s-au făcut lucrurile până acum, adică maniera duplicitară în care pe unii se facă să bat și toți greșesc. Deci oamenii ne-au transmis un mesaj clar, terminați cu tot felul de aranjamente și tot felul de combinații și apucați-vă de treabă. Deci nu am putut să nu vă spun acest lucru pentru că este un lucru care m-a deranjat. În replică, Nini Săpunaru spune că deputatul Laurențiu Țigăriu Roșca a obținut un scor foarte slab în colegiul său. Referitor la organizația Focșani, pentru că dânsul a susținut o conferință de presă, n-a putut să discutăm, să ieșim împreună, a profitat și a ieșit cu o zi înainte, că știa ce am de spus. 1. În organizația Focșani, că dacă s-a ieșit în presă, trebuie să spun, în organizația Focșani s-au organizat 4 întâlniri electorale. 4 întâlniri electorale. Toate la propunerea mea. Am rugat membrii organizației municipale și doar unul dintre ei s-a oferit să facă aceste întâlniri. Faceți-mi întâlniri cum le-am făcut în 2011, când candidam pentru primăria municipiului Focșani pe USL, pentru că trebuie să vă arăt ce trebuie de făcut. Noi trebuie să ne ducem să discutăm. Aveam informații din București că apare fenomenul Mircea Diaconu și era imperios necesar să discutăm cu simpatizanții noștri să-i convingem să voteze PNL-ul. Nu poți să stai în birou și să aștept să-ți vină votul. Că nu vin. Dacă nu te duci pe stradă, să umbli după el. Și nu vă mai spun că discuția asta cu alegătorii și cu potențiali alegători, eu le sugerez și rog să o facă de un an. De când eram încă la putere. Când aveam 20% în orice sondaj. Și atunci dacă îți identificai cetățenii care sunt dispuși să voteze cu tine și știi, puteai să vorbești cu ei, puteai să ții contactul cu ei, puteai să iei alături de tine. Nu e posibil să ia PMP-ul organizat de 6 luni de zile mai mult decât noi în Focșani. Dacă colegiul 5, colegiul Mărășești, funcționa la capacitate, dacă Focșaniul funcționa cum au funcționat cele 4 secții, noi ne duceam undeva în 19-20% și eram campioni pe țară. Și eram campioni împreună. Și acum nu erau niciun fel de discuții. Eu înțeleg să-mi ceară sau să ceară demisionarea biroului cineva care a avut rezultat. Probleme sunt și în ceea ce privește candidatul pentru primăria Focșani. Noi suntem blocați la primăria Focșani de un an de zile. De când domnul Tudorel Tofin și-a anunțat candidatura. Domnul Laurențiu Țigăriu a refuzat să-și o anunțe, că a spus că dânsul nu intră în competiții cu domnul Tudorel Tofin, nu vrea. Și în momentul ăla suntem într-un blocaj. Toată lumea, deci a intrat așa într-o stază, nu mai vrea nimeni să facă nimic. De ce să fac pentru Tudorel Tofin? Păi vreau să fac pentru mine. Că? Și atunci i-am împăcat pe amândoi, făcând eu un sondaj. Și în urma acelui sondaj, eu v-am mai spus odată că sunt dispus să-mi asum candidatura la primăria municipiului Focșani. Și nu mă tem de concurența domnului Tofin, cum nici dânsul nu se teme de concurența mea și nici de concurența altora care vor. Deci există o tradiție în PNL Vrancea că toți cei care vor se anunță. De ce? Ca să-i știe publicul, să-i cunoască populația, să înceapă să vorbească despre ei, să intre în sondajele de opinie, să vadă care este starea de fapt. Și unde nu ar da Dumnezeu să avem 5 candidați, fiecare cu 10% intenții de vot și să stabilim unul dintre ei și el al 4 să meargă de mână cu cel pe care l-au stabilit, să roage populația, dați-i vă rog eu frumos votul Domnului. Unde nu avem 5 din ăștia cu 10%? O să ne câștigăm primăria. Unde nu avem 5 din ăștia cu 10% că vom câștiga primăria. Deci noi trebuie să aducem oamenii în partid, nu să-i izgonim din partid. Noi trebuie să fim deschiși, open mind. Deci, faci campanii un an de zile și vezi că n-ai crescut, aduci pe altcineva. Exemplu, Băsescu, care a candidat la primăria capitalei din nimic, nu era nimic când s-a apucat să candideze. Sau mă rog, nu în scor electoral.
Deci lucrurile nu sunt întotdeauna pentru cine se pregătesc, sunt pentru cine se nimerește de cele mai multe ori. Deci când începe o campanie de genul ăsta, aduci cât mai multă lume alături de tine, testezi cât mai multe persoane. Ăsta e rolul meu al președintelui. Eu trebuie să țin competiția deschisă la municipiul Focșani. Trofeul stagiunii teatrale a elevilor a fost adjudecat și în acest an de liceenii din Panciu. Piesa, Mecanica inimii, realizată sub îndrumarea artistică a lui Cătălin Sfârloagă, a încântat juriul. E important să veniți cu propria creativitate, cu propria capacitate de a emoționa, cu propria capacitate de a influența. De multe ori, poate, într-un soi de conflict surd cu cel care vă propune trepte mai înalte. Nu e vina treptelor, e vina pasului nostru că e mic, nu suntem pregătiți poate, nu toată lumea poate urca pe Everest din prima. Important e să ne propunem să practicăm alpinismul sau teatrul în cazul nostru. Și din aceste motive și altele, evident, premiul întâi și trofeul se acordă formații teatrale a Liceului Teoretic Panciu pentru Mecanica inimii și pe Matias Mătiu. Acești copii trebuie să aibă 3 mâini. Sper că cei care au fost în sală la spectacolul lor au plăcut, da, nu plecați, că mai sunt încă două, se salută între ei cu afectivitatea cu care ne-au obișnuit, unii în exces. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi parțial acoperit, iar după amiază se vor semnala averse, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra în jurul valorilor de 13 și 15 grade, iar cele maxime între 22 și 24 de grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punctul știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!